Jessica, băi! Mie mi-a făcut o surpriză enormă și m-a emoționat. În momentul ăla am fost foarte emoționat. Du-te, bă! O bilă, două bile! Costumul ăsta oșenesc și tot ce ține de tradițiile noastre nu sunt doar așa niște mofturi, să zic așa. Sunt niște tradiții și sunt acolo în sufletul nostru și înseamnă foarte mult pentru noi. La fel bănuiesc că însemna și pentru bunica și atunci ăsta așa. Mi-a zis că sunt foarte frumoasă și că e foarte mândră de mine și de s-a emoționat și săraca n-a mai putut să-mi spună nimic. Aplauze! Aplauze pentru mireasa, pentru momentul ăsta important, care a venit îmbrăcată exact cum este zona ei. Poate nu la toată lumea îi place momentele astea, dar pentru mine mi-a plăcut, mi-am adus aminte din tinerețea mea. Hai să facem ceva adevărat! Se pare că avem parte de o dovadă de respect pentru propriile rădăcini. Bravo, Ionela! Nu vezi în fiecare zi un costum de oaș tradițional cu mărgele, cu nu știu ce. Ce faci, mă, fată? M-am făcut mireasă de oaș. E fain să rămâie tradiția asta, să nu moară. Băi, dar ce costum de robocap ai? Vino, mă, coace. E comod costumul? Da, foarte, foarte comod. Spune-mi o chestie, așa ieșeai pe stradă vreodată? Nu, așa mă măritam. Asta e strict pentru măritiși? Da. A lipsit coada din spate, împlinitura cu mărgeale în spate, până la jumătate spatele. Și mărgealele nu au fost toate, că mărgealele trebuia să fie până la gât, nu-i să vea de bărbia. Bunică Mărie. Străbunică. Străbunică Mărie, ne povestești ceva despre acest costum extraordinar? Aici e costum din zona orașului. Așa. Aia se smărgele, asta e cu nuna, aia se pentru față să se faină și mireasa noastră foarte faină. Aici chiar că am avut emoții, pentru că ne amintește și nouă de zona noastră și de tradițiile noastre de acolo. Au fost puțini oricum, că aici s-au prezentat, dar tot bine a fost, oricum. Și la ce folosește toată treaba asta? Să fie mireasă frumoasă. Cât ți-ar lua să o pregătești de acum, sincer? A, păi să o pregătești, să le fac toate, mi-ar lua o lună de zile, dar dacă-s făcut, în 5 minute le pui. E normal, probabil să-mi doresc să am ceva din tradiția mea, având în vedere că totuși sunt o șancă. Câte mireze ai împodobit până acum? Apoi numai anul ăsta am pregătit 20. Apoi e 46 de ani, vă dați seama. Deci 20 și cu așa faceți, mă, unul socoteala. Miresică, ești superbă. Apoi la ea este bine și emoțional și e foarte fain. E o șancă de-a mea și așa arată foarte bine fata, nu? Mulțumesc. Am dreptate? Mireasa e superbă și fără... Băi, o zi, eu stai un pic, că vină un coace. E superbă. Noi, foarte superbă. Poți să, înainte să faci o poză. Miresică, ia ăsta. Așa. Eu știu că... Ține așa. Și zi așa. Una de-aia ca la oaș, pentru soțul tău, din dragoste. O dedicație, un ceva, două vorbe. No. Bune, drăguțe, no, cum vrei tu? N-au vorbat de amui și am eu. Băi, atât? Stați-mă, că nu vă mai pupați, că zice lumea că sunteți împreună, ce Dumnezeu. Deci, atât? Atât e destul. Mă, dar sunteți prea... E totul... Da, să le spui eu mai mult. Ce-ți mai de bună rău. Zi, dumneata. Mult cinstită adunare, eu vă rog pe fiecare, de la mic până la mare, ca să-mi dați o ascultare. Că frumoasa noastră mireasă ne-o chema la ea acasă, să ne spui trei cuvinte cum aș știe mai fierbinte. Și mireasa zice așa prin gura mea că de aici nu poate merge. Nu poate merge de acasă fără să le mulțumească la părinți că au crescut și au dat tot ce au putut. Ea frumos ne mulțumește pentru că au putut crește și înainte de plecare el cere o iertare și o binecuvântare, că binecuvântarea părinților îndrăște casa pruncilor. Ia-ți mireasă ziua bună!
de la iarba de suprag, de la tatăl tău cel drag, care o trugi și o muncit la tot ce-o trebuit. Ies mireasă ziua bună, de la soare, de la lună, de la mama ta cea bună. Și a rămas tu bun? O să mă mai sune, dar nu mai să-mi spună mama ca înainte, ca toți copii, cum i-am făcut și eu la mama. La ei pieptul i-ai subt și brațele le-ai rupt atunci când i-o legănat și pe brață i-o purtat și din somn n-ai deșteptat poate că t-aș fi băgat. Spus-a mămucă ție, să spui măr dulce în grădină, să mă dai să fiu vecină. Tu ți-ai pus măr pădureț și m-ai dat să nu mă vezi și ți-ai pus un rând de scai și m-ai dat să nu mai ai. Da, pe care l-am pierdut-o. Acum am pierdut-o chiar definitiv. Tu, mămucă, te-ai temut că-i venit după împrumut și nu ți-o-i da mai mult. Și noaptea de-am vă lucra înapoi să l-am vădat. Țița ție, mamă, dor să-mi vezi urma prin ocol pășită de-a mie obzicior. În casă când intra micota nu mi-a afla, la masă când o sprânzâs cam eu gol va fi. Cam uprunci scălători, vin numai de sărbători, te-ntreabă de sănătate și apoi să duc mai departe. I să duc în lume largă, la părinți bonele bagă, la boni atâta milă ca țiganul e pilă. Tânerii de amu, mai zic mamă și tată, numai la o an odată. Zic bătrân și zic bătrână, că așa li mai îndămână, dar vine la paș după mnel, la Crăciun, după purcel, după lapte și smântână e trei ori pe săptămână la bătrân cu la bătrână. Mireasă până la prânz, cred că te-ai hrănit de pânz. Ai de ce să lăcrimbezi pentru binele cel pierz. Că binele din fetie nici popa nu-l poate scrie, dar pe cel din nevestie șunciul dar îl poate scrie. Să trăiești mireasă și coată bine ce sta astăzi lângă tine, până amuț o fost drăguț, s-o purta tare finuț. Dar de amuț a-si bărbat s-a mai dat și peste cap, că și eu am căpătat. Că bărbatul nu ți-i frate să gândești că nu te-a bate, nici socră, dar nu ți-i mamă să gândești că nu îndeamnă, că de-ai umbla o lume întreagă, n-ai vedea o cioară albă, nici noră la socră dragă, numai cioară măhorâtă, nură la socră urâtă. Socră, nu mă sudui, învață-mă ce noi știi, că vedea că vine a-si. Socră, nu mă vlăstă, mă învață, mă lucra, că vedea că vine-i fa. Că bine te-i purta, sumnă scumpă, ți-o-i lua. Dar dacă te-i purta rău, te-i culca pe un lipideu și ala umplu cu spini, ca și-ai rându-te străini. Niresucă strus domnit, gata, că e pornit. Te vei duce la preot, cu mnirile tău, cu tot. Veți îngenunchea amândoi, va da darul peste voi. Apoi vă va cununa precum și Dumnezeu vrea. Că așa și în carte scrie că prin a sa căsătorie lasă omul pe tată său și pe mamă sa și va lipi nevasta sa și vor fi amândoi un trup și mugind vor rodi ca un stup. Amin și noroc să fie la asta căsătorie.